astăzi, Doamne, merg acolo, ce să le vorbesc? Că nu e așa, să vorbesc de Scriptură ușor, vom citi Scriptura că sunt noi. Dar zic, Doamne, dă-mi ceva, ce să le vorbesc? Ce să le spun eu? Și Domnul a dat un cuvânt pentru ei și printre altele au zis așa, iată ce să le spui. Mâine, să spui așa, vedeți toate casele astea care le-ați făcut? Uitați ce vă spun. Exact ce spunea fratele Mirel, aici. Și îmi spunea să duc, așa să le spui. Nu e de bar foarte scurtă vremea când mult nu veți mai sta ele. Nu vor mai fi ale voastre. Nu vor mai fi ale voastre. Doamne, așa, da, și așa să le spun. Și așa să le spun, puterea Domnului Părătorului. Amin. Pentru că Biblia declară și spune, spune bogaților acelea să nu spună nădejdea în bogățiile lor. Să nu spună încrederea. Noi nu ne vizuim pe case, unii se vizuiesc pe ce? Pe casele lor, unii pe averile lor, altul pe carele lor, dar noi ne vizuim pe Domnul Slăbării. Aleluia! Dar Doamne, ce să le spun, oameni? Așa să le spui. Să nu se vizuie pe averile lor. Amin. A zis, Doamne, mare putere, să vizuie numele Tău, dă-mi putere, dă-mi îndrăzneală. Amin. În primul joc să vrezi oamenii să le spui lucrurile acestea. Vezi, casa asta care o ai, nu să stai, n-ai să locuiești în ea. Omul crede că locuiești în ea. Omul crede că rămâne în ea, dar nu putem să știm noi cine, nu te vizui pe ziua de mâine, că nu știi ce poate aduce. O zi. Cine poate să știe? A Domnului să fie dată la urmă. Aia să fac o legătură și m-am bucurat că Duhul Sfânt lucrează. Azi văzut ce am vorbit noi înainte să vină frate. Am vorbit că de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nu eram aici. Am vorbit așa fraților, Domnul. Așa am vorbit? Până să vină frate. Am zis că de n-ar fi fost Domnul, nu mai eram în viață. Cine știe un accident, el avea o mașină. Se întâmpla o boală, un necaz, se întâmpla o nenorocire. Și puteai să mor, puteai să nu mai fii. Și am auzit pe frate nemărturisând aici că Domnul e în viață. Și am zis, Doamne, Duhul Sfânt e la lucru. Am zis, Duhul Sfânt lucrează. Că ceea ce am vorbit eu, ceea ce mi-a pus Domnul de la început, s-a făcut o legătură. În continuare, firul de legătură. Și Duhul Sfânt a vorbit toate lucrurile care l-au dat să fie Domnul. Cât de plăcute, cât de plăcute să știți sunt căile Domnului. Dar cât de plăcut sunt pașii cei în care umblă pe căile Domnului. Căile Domnului sunt plăcute, dar cât de plăcut sunt pașii celor care umblă pe căile Domnului. Sunt și mai plăcuți. Pe cât de plăcute sunt căile, pe atât de plăcuți sunt pașii care umblă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ajută-ne Domnul să avem pași care să umblă pe calea Domnului. Că mai sunt și alți pași. Amin. Mai sunt și alți pași în Biblie. Arată Biblia despre niște pași care veneau spre un proroc al Domnului, Aghia. Era el lor, nu vedea bine. Omul acesta era mătrân. Dar erau niște pași care se îndreptau spre prorocul ăsta. Și vreau și eu un cuvânt din partea Domnului, pași ăștia. Și numai ce au auzit pașii. Au luat cu Domnul și au zis, îndrăznește femeia la oare, îndrăznește. Pentru ce te dai dreptate? Pentru ce te dai? Au zis, îndrăznește, vezi că și ei au cerut să aibă îndrăzneală. Măcar că eu descoperit o cine era, deja, probabil, prorocul știu, asta, gata, acum să te mai înapoi, e frică. Cui nu era frică de prorocul Domnului? Cui nu era frică de prorocii Domnului? Când venea prorocul Domnului prin cetate, îi lua frică, mai ales când a fost prorocul Domnului în cetate și a strigat împotriva altarului. Și când a luat împăratul, Robomul a zis, prindeți-l! Și-a întins mâna și vedea de să-i usca mâna pe loc. Pe loc i-a usca mâna, lucra Dumnezeu. Lucrul te îngrozai, te-a luat frica. Și-a zis, roagă de la Dumnezeu să mi se facă mâna la loc. A văzut, gata, văd că ești omul lui Dumnezeu. Și-a făcut mâna la loc. Mă da seama ce-a fost acolo. Fraților, lucruri mari. Noi citim. Noi citim. Dar când a venit îngerul, că vorbea fratele de Gedeon, când a venit îngerul și-a venit la Gedeon, atât nu-mi place așa de frumos. Eu zic, dar du-te cu puterea care o ai. Avea o putere totuși. Omul acesta, Dumnezeu, găsit ceva în el, o văzut în el, Dumnezeu vede, vede în tine, vede în mine, El vede puterea, El vede încrederea pe care o ai în El, El vede căderea ta, dar El vede și ridicarea. Aleluia! El a văzut, El vede, El e adevărat, pe David l-a cunoscut, pe David l-a cunoscut și a zis, pe David l-a ales omul pe inima lui Dumnezeu, da, dar David o știu tot păcătuit, dar David a fost omul care o știu să se smerească cel mai bine înaintea lui Dumnezeu. David nu știu să zică, am păcătuit, sunt vrednic de moarte. Și după aceea o zis David, acum Doamne, curățește-mă și spală cu isop. Acum curățește-mă. Acum isopul știi ce este? Este o plată, este o ureană care le știți cu ustură.
ustură foarte mult. Isop. Ustură. Știți cum ustură? Spunea un frate, deci merita ustură de nu suporți. Și a David o zis, curățește mă voastră. Prin suferință. David o zis, curățește mă cu isop. Auzi cum vrea David să fie curățit. Prin cuptor. Vedeți? O zis că aia cu despegul zice că lasă sânge, lasă urme, lasă... Și acum, e carne vie și el spunea, curățește mă felul acesta, Doamne. Curățește mă. O zis, zidește-mi mie o inimă. Și statornic. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu la David. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu la David. Asta o văzut în el. Și de aceea o văzut ce era în el. O văzut ceea ce... Și avea omul acesta, o văzut potențialul lui, o văzut dăruirea, predarea, o văzut felul lui. Pe Petru l-a cunoscut și-a zis, Petru, mă fac cânta cocoșul. Mă fac cânta cocoșul noaptea aceea, tu te vei repădat de trei ori. Petru, nu, Doamne, eu. Nu, Petru, tu asta vei face. E, dar știi ce-a văzut Domnul Iisus în Petru? Știi ce-a văzut Domnul Iisus în Petru? Spune că Petru, când o cânta cocoșul, spune că atunci, în momentul ăla, Petru s-a uitat la Domnul Iisus. Și știi ce făcea Domnul Iisus atunci? S-a uitat? Țintă-l el. Și când s-a întâlnit amândoi privire, știi ce-a făcut Petru atunci? S-a dus în doi și-a plâns. Spune că ieșit afară și-a plâns? Comar. Nu-a plâns așa. O plâns cu amar. Nu știu câți dintre noi avem gustul acestui plâns. Ajută-mi. Eu am gustat din plâns ăsta. Foarte tare. În pocăință, dar l-am avut. Plânsul ăsta. Plânsul cu amar e un plâns care nu poți să te oprești. E un plus, e un plâns care te râvnești, care îți vine să râvnești, să-i gunești, să plânsi, să te audă. Parcă toți din jurul tău. Plâns cu amar. Ăla e plâns total. E plâns întreg. Acolo plânge totul în tine. Plânge toată ființa ta. Acolo este totul, totul, recunoaște tot ce e în tine, recunoaște că ești păcătos. Da. Și Petru a plâns cu amar. Ei, de aceea Domnul Iisus a zis, tu ești teatra pe care voi din biserică. E pentru că a văzut în el. Acum, noi dacă suntem aici, înseamnă că Dumnezeu a văzut ceva în noi. Ce spune Biblia? Că pe noi Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, slăviți să fie noi. El a văzut noi. Și vreau să vă spun, am avut un științări. La fratele Nicu mi-a arătat Domnul. Vrăjmaciul era la poartă. Era un plan al diavolului care insista, frate Nicule, insista și să vedea cum diavolul dădea pe corp porții să intre pe ușă, să intre corpul tău, să facă o mare zarvă. La mine să fac, da, să facă o mare zarvă. O zis, frate, vechează, te-am oprotit, oprotez, o zis așa, deci, cumva, câtă vreme tu cauți de să stai cu Domnul, să te alipești, să vii pe Domnului, rămașul nu va intra. Dar el avea o furie, avea o pornire, aprinsă, deci căuta cu tot, prin orice mijloc, căuta să facă orice posibil să spargă ușa și să intre. Iar la sora, Domnul s-o vine cu viteze, nu sora de acolo, din spate. La sora. La dumneavoastră au zis așa, femeia, e seamănă pacea în vremea aceasta. Așa au zis cu Domnul. Au zis, seamănă pacea. Seamănă pacea. Că vine vremea când deci, adică fiind părăției sunt cei împăciuitori. Și-o zis așa, vine vremea, când iată, pentru că ai semăna pace, în urmă se vor naște fia împărăției și fiice ale împărăției. Nu lasă de lucrurile Domnului. Și-a zis, o lasă spun. Iar dacă vei lucra așa, de se vor naște fii și fiice ale împărăției. Binecuvântat să fie numele Domnului. Lăudat să fie, zice că roata neprigănire este semănată în pace pentru ceea ce fac pace. E sămânată în pace. Deci roata neprihănirii e sămânată în pace. Iar dacă sare o roata neprihănirii, ce răsare de acolo? Neprihănire! Lăudați-vă de Domnul! Binecuvântați-vă de Domnul! Asta cerea la dumneata. La fratele care a cântat, Domnul să-l binecuvânteze, o dus la frântat, o zis, iată, văd îngrijorările tale și grijurile vieții pe care le porți în momentul acesta. O zis, Domnul, da, iată, zice, s-a făcut un drum nou. S-a arătat un drum nou înaintea ta, Domnul Croi a lucrat la el și-a zis așa, da, iată, tu te-ai grăbit. Te-ai grăbit să mergi pe drumul ăsta, dar mai era ceva de lucru, pentru că era o încercare la drumul ăsta să vedea o porțiune, o adâncitură mare, în care puteai să cazi acolo și să te duci în jos mult, te ridicai foarte greu de acolo, și să lucra și Domnul lucrează acum și cumva reparați acolo făcut o punte, pusându-se totul, ca tu să treci ca și cumva piciorul Domnului să nu vadă, nici să nu dai seama că acolo era o prepasă, era un loc periculos. Și-a zis, Domnul a lucrat și-a zis, da, drumul este înainte acum, o zis, Domnul, va fi cu tine, te va însoți, dar o zis, nu uita un lucru.
o să nu uita un lucru. Deci tot ceea ce te-ai hotărât să faci înaintea Domnului, tot ceea ce ți-ai pus pe inimă, o să Domnul să faci să nu dai înapoi. Că atunci drumul va rămâne sub binecuvântare. Deci va rămâne ca o binecuvântare a Domnului și ca o lucrare de la Domnul. Dar, deci dacă îți vei trage înapoi, îți vei trage înapoi hotărârile și îți vei trage înapoi ceea ce ai vrut și ai spus, Doamne, așa voi face, atunci Domnul își va trage înapoi binecuvântare. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Când spunea fratele că dacă sora este aici, Domnul să o binecuvânteze, sora de la Bistreț. Sora mereu îi ui numele. Virgina. Virgina. Sau cum? Virgina, da? Așa. Domnul să o binecuvânteze. Mi s-a arătat în dreptul ei o sabie. Și am zis, Doamne. Și au zis așa, iată, zice, am pus sabia asta de vreme, am ținut-o în teacă și am ținut-o cumva de o parte, de parte. Mereu m-ai cerut femeie să lucrez în casă. Și m-ai cerut să lucrez, chiar în dreptul celui de lângă tine. Dar au zis așa, Domnul, eu zice totuși, mi-am ținut sabia, deci încă mâna mea nu s-a pornit cu mâine, nu? M-ai cerut să lucrez. Dar eu dacă lucram de multe ori, trebuia să lucrez cumva, adică cu sabia. Și trebuia să, da, trebuia să... Și sabia era încă în teacă, încă nu era folosită. Și-a zis Domnul, eu am lucrat să lucrez în milă totuși, încă în durare în milă. Și-a zis, dar dacă, iată, nu se va lua în seamă și dacă nu se va înțelege și la planul de milă, de durare și lucrare care încă nu am nas o vreme, de sabia va rămâne nescoasă din teacă. Dar dacă nu se va înțelege și sufletele nu vor veni la mila și la lucrarea Domnului, atunci sabia aceasta se scotea din teacă. Ei, și că deja sabia aceasta nu putea să mă oprească mâna mea. Aici era lucrarea, dar Domnul spunea că încă este mila și lucrarea, planul de milă. Este plan de milă și este plan de îndurare. Era o vreme. Acum, cât era vremea lui, dar nu mai era. Lăudați să fie numele Domnului. Ce să o alege? Cum să o lucra? Să poate lucra și în milă, că mila binește judecata. Lăudați să fie numele Domnului. A Domnului să fie lauda. Că El a venit să judece totul, să judecata în mâna Domnului, nu a asta. Am găsit în Biblie scris o prejurare și vreau să vă trec așa fugitiv câteva aspecte ca să ne zidim sufletești. Fraților, am găsit scris în Scriptură. Nu bunătatea Domnului te îndeamnă la pocăință. Așa spune Biblia. Nu vezi tu că bunătatea Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cine ești tu de judești pe omul altuia dacă stă în picioare sau dacă cade fiți foarte atent. Este treaba stăpânului. Dar a cui stăpân? A stăpânului cui? A stăpânului robului respectiv. Dar problema se pune al cui rob este persoana care îl judecă. Și m-am gândit, Doamne, ce vrei să-mi spui? Mă cerceta Domnul și îmi vorbea, lucra la lucru. Și Domnul spunea, și a zis, Doamne, ce vrei să-mi spui? Și a zis, bă, tu judeci pe robul altuia. Și a zis, Doamne, dreptate că noi judecăm pe ea din lume. Că nu-i robul Domnului. Că nu-i robul Domnului, El e robul diavolului. El e robul diavolului. Și noi îl judecăm. Dar știi ce este, ceea ce este tragic? Că zice, că nu judeci pe robul altuia când și tu îți faci celeași lucruri sau poate altele. Și tu care judeci și tu trebuie să fii judecat, dar acum, fiți atenți, eu judec pe ăla, dar eu trebuie să fiu judecat, dar eu când sunt judecat, eu de cine sunt judecat? Și aici se pune întrebare. Doamne, eu de cine sunt judecat? Și acum Biblia zice așa, că noi am primit Duhul lui Dumnezeu care judecă toate mările Domnului. Aleluia! De cine mă judecă pe mine? Duhul Sfânt? Că Duhul Sfânt a venit să judece, judecă lumea. Judecă lumea vinovată. În ce primește păcatul. Iar Duhul Sfânt vine și mă judecă. Și îmi spune, băi, părere, ce ai făcut? Ce ai zis? Ai? Cum ai gândit așa? Cum ți-a trecut prin minte să spui așa ceva? Nici să nu te gândești să faci așa ceva. Nici să nu te gândești să spui așa ceva. Prea fratele aici, așa e și eu de multe ori. De multe ori. De multe ori la lucru. Mă trebuie, Doamne, să-l iau material, să-l iau... De când m-am făcut câte ocazii de așa am avut. Ia, ce știa cât de material? Cât e sar? 25 de lei, cele 20. Bă, cu 50 de sar și 2 milioane 500 plus.
cu mașina, îl umple, doar pierzi o de mic, ca material, îl pune în car și tu le descarci. Și a zis, ferească, nu să mă ferească, nu să fac. Da, să știi, Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și spune, să te ferească Dumnezeu să faci una ca așa ceva. Amin. Ferească Dumnezeu. Nu poți să faci așa ceva. De ce? Pentru că Duhul judecă toate lucrurile, dar problema se pune altă. Noi nu trebuie să judecăm pe robii altora. Noi trebuie să judecăm doar pe cine? Noi trebuie să judecăm doar pe robii Domnului, noi între noi. Că zice, judecați voi între voi, zice Apostolul Pavel. Judecați voi între voi. E, multe lucruri și apoi știți ce se întâmplă. Zice Biblia, nu judecați, să nu fiți judecați. Judecați bine, noi am zis, de cine să fiți judecați? Acum să pune întrebare. Că am zis, Doamne, nu judeca pe omul ăla, că și tu însuți faci acelea lucruri, mă m-am trezut de altă. Bă, tu care ești pocăit, mă vorbești? Bă, tu care ești pocăit? Bă, dar tu care spui așa? Bă, tu care faci așa? Și apoi știi ce te judecă ăla? Robul altuia. Ajunge să te judece robul altuia spre binele tău, lăuda să fie. Amin, Doamne. Auzi, te judecă ăla să te pocăiești? Amin. Mă judecă ăla să mă pocăiesc? Amin. Mă judecă ăla din lume și spune, bă, tu ești pocăit, tu n-ai voie să vorbești. Și mă judecă. Și mă judecă. Și mă judecă pe treabă. Și spune, bă, tu ești pocăit, tu n-ai voie să faci așa. Tu n-ai voie să fie. Tu n-ai voie să fii acolo, tu n-ai voie să iei parte acolo, tu nu trebuie să faci aia. Și m-am gândit și am zis, Doamne, de minunate știu, Doamne, cum ne descoperi și cum ne destrăim în lucrările tale. O zis, deci, nu judeca să nu fii judecat, pe mă, te judecă ăla, că cu ce măsură măsur cu aia, ți se măsoară bancă, ți se dă îndoită mai mult. Și cum se întâmplă? Că te unii nu judec, tu judești pe ăla din lume, iar tu când faci un alt, tu faci una de două ori mai mare ca lui. Faci una de două ori mai mare ca lui. Spunea cineva odată mărturisat, zice, bă, zice, o să o veni la mărturisări. Și-o zis, frate, zice, vreau să mărturisesc, aș greșit, m-a certat cu vecina și zice, vreau să iau 40 de zile de post, zice, ca să mă ia de două post. Băi, fratele păstor, când au zis, 40 de zile de post, băi, nu frate, asta e și tot, ce cuvinte au zis asta, și ea zice, Doamne, că 40 de zile de post, o zis, da, dar ce, am certat cu ea, dar ce ai zis? Dar ce ai zis? Azi și i-am zis asta, și-o început de-a, și-o pus mâine în cap, spune. Mai ușor era să se împece. O, cum tu pocăit, ai spus așa ceva? Da, dar ea de-aia ce ți-o zis? Ea nu știa două, trei cuvinte. Cum i-a ți-o zis așa, da, și tu după aia ai zis toate așa. Doamne, i-au zis, tu te-a comand, nu te fometezi 40 de zile. Cereți iertare. Du-te la ea și cereți iertare. Cereți iertare acum de la ea. Du-te la ea și cereți iertare. Și apoi nu mai luăm niciun zi de post, că degeaba postești. Că Biblia zice în ziua postului ce să faci, să te zaci la țările? Nu, poți să postești, poți să însușești fața, poți să par, ba, dragilor, dar știi, frate, n-am să în post, am să știi, știe, nu, să jertfă, știi. Și apoi, du-te, cum așa? Nu ne iartă Domnul că postim? Nu, ne iartă Domnul că ne cerem iertare și că și voi dacă iertați și tatăl vostru vă da, iertare o da să fie Domnul. Dar cui să mă duc să-i cer iertare? Că vii la păstor și te mărturisești. Frate, vreau să mărturisești și lui, dacă ești la făcut aia, am văzut așa. Mă bine, dar băi, tu te cereți iertare celui care i-a zis așa? Amin. Păi, mă, de ce nu te duci, frate, iartă-mă? Soră, iartă-mă! Te duci la păstor și îi spui păstorului. Îi spui păstorului, frate, că am urmă, am răutate, știi? Păi nu, tu te spune lui, spune ei că urmă că ai răutate, spune ei. Și atunci este liberare, atunci. Ce să fac să moștenez viața veșnică? O venit un tânăr și-o întreba pe Domnul. Ce să fac să moștenez viața veșnică? Și-o zis că ne porunci, și-o spune, le țâni. Și știți că porunci spunea, că porunci spunea să iubește Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Și tot și-o zis că toate astea le-am ținut, Intineență, dar asta nu le-o ținut oricum, să știți. Deci nu le-o ținut oricum. Haideți să citim, să vedeți ce frumos vorbește Biblia. Și spune Biblia așa. Cunoști poruncile, să nu curbești, să nu faci, să nu faci, să nu curbești, ce gata, sunt văzătorile. Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă. Din tinerețea mea, auzi, le-am păzit cu grijă. Au cerut, s-a fost cu grijă, nu așa, a fost cu atenție. Că noi când circulăm, circulăm cu atenție, nu circulăm așa, cu o mână pe volan, cu un alt telefon, cu un ochi pe geamul ăsta, cu ochi în spate, vorbesc cu ăla. Sau nu poți să circule așa, că se întâmplă nenorocire. Deci, așa e și aici, o zis, toate le-am văzut cu grijă. Toate astea m-am uitat cu grijă, m-am uitat cu atenție. Ce bine este să ne uităm și noi cu grijă. Și au zis, bă,
Bine, îmi place de tine. Toate aștia văd că bine, mai să faci un lucru. Mai să faci un lucru. Acum uite ce trebuie să faci. Vinde tot ce ai. Amin. Vinde tot ce ai. Dar n-ai să te mai rești bogat așa doar. Eu nu-s bogat, Mario. N-am venit la Domnul Iisus, n-am văzut, am fost sărac, să știți. S-am văzut că mașina a pusat, mi-am văzut un frate. Și m-am dus chiar să țin acasă. Nu că n-aveam că mânci. Dar aveam și eu că mașina s-a părut mie, că de-aia așa mai pocăie, știi? Dar aveam care ai lumești. A trebuit să vreau toate hainele, toți toate hainele din lume, toate care au, toate le-am arătat. Și m-am luat mai nevoi, mi-am făcut bani, am muncit și mi-am luat mai nevoi. Am început să-mi cumpăr. Și o să joacă, am văzut cu strictețe, toate astea. O să-ți vinde tot ce ai. Spune, ce avem noi? Ia să vedem, ce avem noi? O să-ți vinde cartea Apocalipsa, vino și cumpără de la mine, o să-ți. Vino și cumpără de la mine, că ce avea? Ce avea? Eu am venit astăzi și am zis așa, mă, dacă ar veni un înger acum a bisericii, din România, bisericii din Europa, bisericii din, de fața Pământului, ce-ar spune îngerul? Un înger dacă s-ar coborâ, ce-ar spune? Care ar fi mesajul care l-ar aduce îngerul bisericii? Ce ar spune îngerul bisericii? Ce ar găsi la ea? Care ar fi descoperirea îngerului? Că acolo spune descoperirea făcută lui Ion în insula Patmos în ziua Domnului. Și era o descoperire făcută. Era starea lucrurilor care se găsau. Era starea faptelor. Era starea lucrurilor văzute. Era starea lucrurilor descoperite. Era starea lucrurilor atunci și lucrurilor viitoare. Era starea lucrurilor. Și erau 70 de ani de la înălțarea Domnului Iisus pe cusără. Când descoperirea aceasta a fost dată, dată istorie, știu că era 70 de ani. Ioan era spre cele să treacă spre viața, a primit, nu a mai trăit după ce a primit această revelație. Și 70 de ani și spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit? Dragoste. Da. După 70 de ani, da, după aproape 2000 de ani. Ce ar spune un înger dacă ar veni acum în îngerul bisericii? Ce ar spune? Ce credeți? Dar problema se pune, mai bine îngerul? Mai vine îngerul? Mai vine să ne mai vorbească? Că la arată Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că apostolii au avut parte, s-au întâlnit cu îngeri. Arată Biblia, cartea Apocalipsa, iată, dacă nu te către sfârșit, arată cuvântul Domnului, că a venit un înger, era altă ce la Ioan, și i-am văzut cu fața, la Domnul să zice că ești îngerul ce-o, sferește-te, să faci una ca aceasta să te închin mie, că și eu ca și tine sunt, o slujitor al lui Dumnezeu. Nu știu, văzând pe cel pește, cuvintele acestei prorocii, ele sunt vrenice de crezare. Și-o luat pe partea de Biblia Corneliu, pe la cel când se ruga Corneliu, o spus că atunci un înger a venit la el și o stat de vorbă cu el. Îngerii au venit, Filip, pe când întâia și dormea, un înger a venit și-o luat prietând. Că nu-i spală de el, zis. A venit îngerul, Petru, când era în temniță și dormea. Era venit în biserica să ruga. Nu înceta să se roage, biserica a venit ea. Și Petru era în temniță. Și-o venit îngerul și-o luat prietând și-o luat spală-te. Încalță-te, încinge-te, eu zis. Lăudați să fie numele Domnului. Fii Îngerii Domnului. Eu mi-aduc aminte când m-am pocăit și când m-am botezat. În ziua când m-am botezat noaptea, la miezul nopții am auzit un glas. Și-o zdam făinii milioane. Și-o zune cu un univers. Și am zis, da, sunt aici, m-am trezit. Și eram undeva între cer și pământ. Și-am văzut o scară cerească mare, luminată, cu milioane aștia, lumina o lumină puternică. Iar era un bărbat îmbrăcat în albul. Era un înger, avea o carte mare. Încă o dată cât e suprafața aici la masa asta. Și ținea mână și-a zis, numele tău a fost scris în cartea vieții. A scris cartea și-a plecat. S-a dus vedenia. Da. Ai vin îngerii la noi? M-a luat omului Dumnezeu. M-a luat, s-a rugat și-a zis să mai vin o dată? Îngerul Domnului a venit să mai vină. Doamne, binecuvântează-ne, că zici și vitea că îngerii Domnului te mănăsc. În jurul celor ce? Se tem de Domnul. Spunea fratele. Dar e temere și frică. Și ce spunea Duhul Sfânt în urmă? Că nu mai e frică și temere în poporul Domnului. Și atunci dacă nu mai este frică și temere, cine să mai izbăvească pe poporul Domnului? Că îngerii Domnului dau izbăvire. Îngerii Domnului dau izbăvire. Ce-au făcut îngerul Domnului când ați dat în tabra sirienilor? Au făcut pe 300 de mii de sirieni. Eu l-am nimicit îngerul Domnului. S-au luptat pentru poporul lui Dumnezeu. Fraților, îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși. Dumnezeu lucrează. Îngerul Dumnezeu și astăzi pot să facă pentru noi ceva. Dar amin. Se pune întrebarea. Noi, acum, ce avem noi? Ce-i dăm noi lui? Ce-i dăm noi lui?
O să-ți vinde tot ce ai. Ce să vindem noi? Ce să vindem noi? Ce să vindem noi? De noi să vindem noi? Să vindem tot ce avem. Da. Și frumos vorbește aici așa. De la săraci și avea o comoară în cer, apoi vină, ia scrucea și îmi pornează. Era atunci lucrurile acestea. Era o vreme în care Dumnezeu i-a cerut lucrurile acestea. Eu mă întreb astăzi, mai este vremea asta? Mai este astăzi vremea asta? Știți că într-o împrejurare, arată Biblia, într-o împrejurare, un om a vrut să se îmbogățească. Dar știți ce mai spune Biblia? Că nu era vremea de îmbogățere. Nu era vremea! Dar el a vrut să îmbogățească! Ce a vrut să îmbogățească? Dar știți cum a vrut el să îmbogățească? El a vrut să se îmbogățească după urma lucrărilor Domnului. Naaman. Domnul lucra și-a venit Naaman la prorocul Domnului. Și-a venit cu daruri. A venit cu talanți, a venit cu haine, a venit cu lucruri scumpi, frumoase, că sirienii aveau, că neamurile au. De ce spunea Domnul poporului, tu să nu poftești acea neamurile, să nu dorești și alele. Ele tot timpul au avut argint, țaur, bani, dumnezeu, au avut. De ce? Pentru că ce-o dus Satana, dacă te închid mie, toate ți le dau? Ție! Dacă stăpânul lor e diavolul, toate să le lor, toate le dă lor. Dar ăștia ai Domnului. Haideți-o dus la vădă mai din Sarem ca să rămână. Ce avea? Ce avea? Asta avea o mână de făină, avea atâta, jumătate, unde e, nu avea nimic, nu avea. Lăudați-o pe numele de Domnul. Măi, ce fie, dar casă de împăratului, s-a găsat dintre jur, s-a găsat de toate. Dar cine era acolo Domnul? Cine era? Era Baal? Era Domnul. Dar acolo, viața vădului, era Domnul Dumnezeu, lăudați-o pe numele de Domnul. Era numele Dumnezeu, cu Israel peste casa aia. Vedeți? Ce lucră? Ce avem noi? Ce avem noi? Ce deținem noi? Aici trebuie să ne trezim și trebuie să venim la Domnul. Că eu zic, Gedeon, tu cu puterea care o ai, Gedeon avea o putere. Dar noi ce avem? Noi ce avem? Că Biblia zice că Efraim zice că în ziua luptei a dat dosul înapoi. Și a fost biruit. De ce? Că niște străini mâncau puterea lui Efraim, nu mai avea putere. Își pierduse puterea. Și-a pierdut puterea și-a pierdut și alegerea. Și să vedeți, la cele 12 sămânții, el nu mai apare în cartea Apocalipsa. El s-a pierdut ca sămânție, el s-a pierdut ca neam, ca popor, s-a pierdut ca alegere înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și-a pierdut ce? Putere. Și-a pierdut puterea care i-a dus Domnul. Dumnezeu nu ne-a dat o putere. O zis Domnul Iisus Hristos, voi de exprimi o putere. Putere, lăuda să fie numele Domnului. Acum puterea asta cea mare, când a văzut, a văzut Simon Vrăjitorul în cetate. Și când a văzut el că prin apostol se vedea semnul, a zis, asta e puterea cea mare, Dumnezeu cea mare, care se numește puterea cea mare, Dumnezeu. O zis el, s-a luat repede, și-a luat banii, și-a luat tot ce a avut el, și-a zis, dați-mi și mie puterea asta. Poți zice eu, a putut să o cumpere? Nu, a putut să o cumpere, dacă era să se cumpere, fraților, noi era voi de noi. Tot de noi era voi de noi. Că tot bogați-o luau. Tot bogați-o luau. Măriță fie Dumnezeu! Domnul să vă bine și fie. Să știți că Dumnezeu s-a dus și a spus lui Ioan. Ce frumos a spus Domnul Iisus la merge și spuneți lui Ioan. Că săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ce frumos spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 11. Te laud, Tată, te laud, Tată al cerului și al pământului. Te laud, că așa ai găsit cu care ca să descoperi aceste lucruri cui? Rugilor și le-ai ascuns de cei mari și înțelepți. Ai lumii și ai veacurile acestea. Când vorbeam aseară în adunare, știți că tot a venit Nicodim la Domnul Iisus Hristos și a zis, văd că ești un învățător care vine la Dumnezeu, ce să fac să am? Viață veșnică! Ce să fac să intru în Împărăția lui Dumnezeu? Ce să fac? El nu vedea. Era învățător și a zis, cum tu care ești învățător? De ce? Cum tu? Nu înțelegi lucrurile astea? Tu, Nicodine, tu care dai învățătură, tu care ții legea, tu care te crezi în proroși, tu care vezi toate lucrurile acestea. Și-ar vrea, frate, să mai înțelegem cum vorbeam înainte să vorbim voi. Spuneam că Noe a fost un propovăditor al neprihănirii. Dar m-am gândit, Doamne, ce neprihănire a putut să promovească Noe? M-am gândit-o, care a fost neprihănirea care a promovit-o Noe?
cum? Și apropo de noi. De fapt, ce este neprihănirea aceasta a lui Dumnezeu care este noi? Și Biblia spune că acum s-a dat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Lăudată pe numele Domnului. Amin. Noi aveam credință, că prin credință am făcut noi corabia. Aleluia. Aleluia. Amin. Și noi eram un promovitor al credinței, al neprihănirii, care se caută prin credință, adică noi. Noi am crezut pe Dumnezeu și noi îi spuneam oamenilor, credeți, credeți că va veni apa, credeți că va veni pământul, credeți că se va termina. Și cum credeau? Și noi eram un promovitor al neprihănirii. Credința aceasta l-a făcut neprihănit. Biblia spune de Avram, că Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. Și Biblia zice, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. În Domnul. Aleluia. Ce suntem noi? Noi suntem neprihănirea Lui în Dumnezeu. Noi suntem neprihănirea Lui Hristos în Dumnezeu. Amin. Noi suntem neprihănirea Lui. Adică ce? Acum nouă ni s-a dat credință. Noi avem credință. Și noi spune cartea în Evrei la capitolul 10. Noi nu suntem din aceia care avem credință să se piardă, să se dea înapoi. Și noi avem credință ca să mergem înainte la Odată. Aleluia! Mergem înainte, că Gedeon nu s-a speriat. Herodul mi-a luat 32.000 și din 32.000, cum mă, frate, să alegi? Și odată te va minți, se va rămâne după aceea doar 300 și cum cu ăștia să mergi? Da! Ăștia mei, înainte și vei dimiți. Dar eu nu am avut credință. Chidonul cu credință. Dar ea a văzut unii, unii pe ea nu mai vorbim, care îi băia ca cum? Ca și câini. Nu suntem câini. Zice Biblia, să ne trezim că ne mușcăm unii pe alții. Suntem câini. Că zice Apostolul Pavel, schilodească să dau pe câinii aceia scrijăliți. Pe aia care vă turmă. Nu, nu. Suntem câini. Pe aia îi pune scapa. E, dar aia o luau în? E, dacă noi așa vreau să te întreb și dacă vezi că acolo este o goandă, ne-au vei? Dar e goandă la o par. Dar dacă faci așa, mai vezi goandă? Nu mai vezi. Mai vezi paie, mai vezi mizere. Nu, mai e colorit, așa scrie. Păi, fără să... Nu-i ce intră, nu-i problemă. Ei, dar aia care sunt oameni chipzuiți, înțelepți, aia care sunt oameni temători, fricoși de Dumnezeu, ei vechează, ei se uită cu atenție, cercetează, ochii lor privesc drept, se uită în palme, se uită în mâini ce are. Mi-aduc aminte odată o prorocie Domnului. Poporule, care dă din mâine, ce ai înaintea mea? Trebuie să uiți cu atenție ce ai în mâini. Te uiți cu atenție ce ții în mâini. Te uiți cu atenție ce e în mâna ta. Mă uit bine. Eu gândesc bine, hotărăsc bine, vorbesc bine, iau decizia bună și atunci merg pe care bună, atunci merg pe drumul care trebuie. Mă uit cu atenție, cu băgare de seamă, cu grijă o sustână, cu grijă le-am ținut din tinerețea mea. Da, dar aștia le-ai ținut și de ce? Ca să fii văzut, să fii primit și tu în comitet. Că era, Pavel era în sinedru fariseilor deja la 30 de ani. De aștia l-ai ținut. Că zis, Domnul, știi ceva? Vrei să iau comară? Vrei să-mi arăți că mă iubești? Da, bine, duce. Și cum a plecat tânărul ăsta de